6 octombrie. Pentru împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pomenirea Sfântului, Măritului și întru tot lăudatului Apostol Toma. Sfântul Toma a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos. Prin neîncrederea lui în învierea Domnului s-a dus o nouă dovadă a realității acestui eveniment sfânt și înfricoșat. Din pricina îndoirii lui, Domnul în viață a arătat pentru a doua oară înaintea ucenicilor lui, numai și numai în scopul de a-l convinge și pe Toma de slăvita lui înviere. Domnul a zis atunci către Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma, plin de cutremur, a făcut așa și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Ioan 20:27-28. După pogorârea Duhului Sfânt și după ce apostolii au aruncat sorți spre a vedea locurile în care fiecare urma să iasă la propovăduire, lui Toma i-a căzut să meargă și să vestească Evanghelia Domnului în India. El a fost puțin întristat că trebuia să plece atât de departe, dar Domnul i s-a arătat lui și l-a întărit. În India, Toma a adus spre mulți la Hristos, atât nobili cât și popor de jos, și a întemeiat acolo Biserica lui Hristos, sfințind episcopi și preoți. Între alții, el a convertit și două femei, surori după trup, Terziana și Migdonia, amândouă soții de mari principi indieni. Din pricina credinței lor, amândouă au fost persecutate de soții lor, cu care, după primirea Sfântului Botez, nu mai voiau să mai trăiască. În cele din urmă, soții lor le-au dat învoire să trăiască cum le va plăcea. Astfel, eliberate de povara însoțirii, ele au dus vieți plăcute lui Dumnezeu până la moartea lor. Dionisie și Pelagia au fost logodnici, dar auzind predicarea apostolului Toma, nu au mai voit să se căsătorească, ci s-au închinat fiecare din ei vieții ascetice creștine. Pelagia a sfârșit muceniță pentru Hristos, iar Dionisie a fost sirotonit într-un episcop de către apostolul Toma. Prințul Mazdai, soțul Terțianei, al cărui fiu Azan de asemenea fusese botezat de către Sfântul Toma, l-a osândit pe apostol la moarte. Mazdal a trimis 5 soldați care să-l ucidă pe Sfântul Apostol Toma. Ei l-au săgetat cu lăncile lor și așa și-a dat Sfântul Apostol Sfântului Suflet în mâinile lui Hristos. Mai înaintea morții lui, el și ceilalți Sfinți Apostoli au fost purtați minunat pe norii cerului la Ierusalim pentru mormântarea Presfintei Născătoare de Dumnezeu. Dar Toma a sosit prea târziu, de-abia după 3 zile, și pentru aceasta a plâns nemângâiat. La ruga lui, ceilalți apostoli au deschis mormântul Fecioare, ca și el să se poată închina cinstitului ei trup. Dar trupul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu nu se mai afla în racla în care fusese așezat. Domnul o luase pe Maica lui la locașurile sale cerești. Astfel, întârzierea Sfântului Toma a descoperit lumii întregi minunata preaslăvire și înălțarea Maicii lui Dumnezeu cu trupul la ceruri, tot așa cum îndoirea lui a întărit în întreaga lume adevărul învierii Domnului Hristos. Pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Macarie, noul mucenic. El s-a născut la Chios, în Bitinia. Părinții lui Petru și Antuza erau creștini, iar din botez au dat fiului lor numele Manuel. De mic el a fost dat să învețe meșteșugul croitoriei. Între timp însă, tatăl lui Manuel, Petru, a căzut de la credință și a trecut la islam, iar apoi s-a strămutat la Brusa. La o vreme, Manuel a fost nevoit să călătorească cu afaceri la Brusa și acolo s-a întâlnit cu tatăl lui, care a încercat în tot chipul să-l facă și pe fiul lui să treacă la islam. Zadarnic a fost împotrivirea lui Manuel. Turcii l-au tăiat împrejur cu sila. Manuel atunci a fugit la Sfântul Munte și s-a tuns monah la schitul Sfânta Ana. Numele lui călugăresc a fost Macarie. Timp de 12 ani el s-a nevoit minunat întru toate nevoințele monahicești, dar pacea sufletului nu a putut afla. Cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Matei 10:33.
Aceste cuvinte ale Domnului răsunau mereu în conștiința monahului Macarie. La urmă, cu binecuvântarea duhovnicescului lui părinte, el a mers la Brusa și a mărturisit cu glas mare credința lui în Hristos înaintea turcilor, strigând că mincinos proroc este Mohamed. El a fost biciuit timp de 130 de zile și torturat bestial în tot acest timp. El a fost decapitat la Brusa, în 6 zile ale lunii octombrie din anul 1590. Parte din sfintele lui moaște făcătoare de minuni se păstrează cu cinste și cu evlavie la schitul Sfânta Ana din Sfântul Munte Athos. Cugetare. Avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică, în ceruri. Zice cel ce vede toate cu adevărat, apostolul lui Hristos Pavel. Toate eforturile pe care le facem noi pe pământ pentru Dumnezeu au acest scop, să binemerităm fiecare după puterile Lui această zidire dumnezeiască, această casă nefăcută de mână. Regele Indiei, Gundafor, a hotărât să jidească un palat minunat, cum n-a mai văzut pământul. Pentru aceasta l-a trimis pe curteanul lui Avan să-i găsească un meșter priceput pentru lucrare. Avan l-a întâlnit pe Sfântul Apostol Toma, prin dumnezeiasca pronie. Sfântul Toma i-a zis lui Avan că este meșter priceput și că nimeni altul nu-i va putea zidi regelui ceea ce dorește inima lui. De aceea regele i-a dat lui Toma aur din destul pentru zidirea doritului palat. Ieșind de la rege, Sfântul Toma a împărțit îndată tot aurul la necăjiți și la muritori de foame. Locul ales pentru zidire se afla la oarecare depărtare de reședința regelui și după 2 ani de la înțelegerea aceasta a trimis oameni care să vadă în ce stadiu se află lucrările. Toma le-a zis, toate sunt gata, doar acoperișul mai lipsește, cerând regelui să-i mai trimită și alți bani. Regele a făcut întocmai nescârcindu-se. Aurul nou primit, Toma l-a împărțit la mult popor nenorocit, flămând, descult și fără adăpost. El a mers mai departe, predicând peste tot Evanghelia. Regele, aflând că Toma nici măcar nu a săpat temelia palatului muldorit, cu imensele bogății trimise, l-a înșfăcat și l-a aruncat în temniță. În acea noapte, fratele regelui a murit, ceea ce l-a aruncat pe acesta într-o tristețe neagră. Îngerul Domnului însă a luat sufletul mortului și l-a dus să-i arate frumusețile raiului, întru care i-a arătat și un palat fără seamă, așa cum la mintea omului nu s-a suit. Sufletul mortului a voit să meargă și să se sălășluiască pe vecie acolo, dar îngerul i-a zis că nu se poate, că acea minunăție este rezervată fratelui lui, căci pentru el fusese zidită de către Sfântul Apostol Toma, care pe pământ zăcea pentru aceasta în închisoare. Atunci îngerul a întors sufletul mortului înapoi în trup. Înviind, fratele regelui a zis către rege îndată, jurăm că îmi vei dărui ceea ce îți voi cere. Iar regele a jurat. Atunci fratele lui i-a zis, dă-mi mie palatul ce ți l-a zidit Toma în cerul și ia pentru el și toate bogățiile mele ce le-am pe pământ. Regele a rămas în uimire auzind că el are palat în ceruri. După ce fratele lui i-a descris cu amănuntul tot ce a văzut, regele a crezut și a alergat la închisoare scoțându-l afară pe Sfântul Apostol Toma. Auzind predicarea apostolului despre suflet, mântuire și viața de veci, și regele și fratele lui cel înviat au luat sfântul botez în mâinile lui. Regele Gundafor, după aceea, a făcut singur și mai mari fapte de milostenie, mai zidindu-și un palat încă și mai minunat în ceruri. Luare aminte. Să luăm aminte la nedreptatea regelui Amon și la pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui pentru aceasta. 2 Paralipomena 33. La cum Amon, fiul lui Manase, s-a întors de către fața lui Dumnezeu și a făcut cele rele înaintea lui. La cum el a domnit numai timp de 2 ani, după care a fost omorât de slugile lui. Predică despre pocăința regelui David. Ostenit-am într-un suspinul meu, spălau voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Psalmul 6:6. Ziua urmează nopții, iar noaptea zilei. Fie ca pocăinței noastre celei de zi să-i urmeze pocăința de noapte,
iar pocăinței noastre din fiecare noapte să-i urmeze pocăința din fiecare zi. Iar pocăința cea de toată ziua în faptele cele bune se arată, iar cea de toată noaptea în rugăciune, plâns și în genunchiere. Astfel plătim noi noapte și zi datoria noastră, prin aceea că umplem timpul zilelor și nopților noastre cu ceea ce este mai de preț înaintea lui Dumnezeu și cu ceea ce ne va însoți pe noi la înfricoșata judecată. Să privim la regele David și să luăm aminte la pocăința lui. Să vedem că nu este destul să ne mărturisim păcatele înaintea preotului ca să fim iertați. Iată însuși regele David și-a mărturisit păcatul prorocului Natan, zicând: am păcătuit înaintea Domnului. 2 Regi 12:13. Cu toate acestea, marele rege și proroc nu a socotit suficientă mărturisirea aceasta, ci a continuat să suspine și să plângă înaintea lui Dumnezeu, spălându-și în fiecare noapte a vieții lui patul cu lacrimi de pocăință. Căci nici măcar noaptea nu putea da el odihnă sufletului lui, ci doar istovirea pocăinței celei cu lacrimi. Să nu zicem: David a comis ucidere și adulter, deci avea și de ce să se pocăiască. Oare nu și tu ucizi oameni cu ura ta? Oare nu comiți mereu adulter în inima ta prin gândurile necurate cărora nu li te opui și prin poftele cele rele? Fraților, viața aceasta nu am primit-o ca să ne îndreptățim păcatele noastre, ci ca să ni le osândim. Fericit acela pe care îl va îndreptăți Domnul la înfricoșata lui judecată. Pocăința nu este o chestiune doar de o oră sau de o zi. Pocăința trebuie să ne fie nouă ocupația de căpetenie a vieții noastre în fiecare ceas până la moarte. Spăla voi în fiecare noapte patul meu, zice regele David. Aceasta nu înseamnă că doar noaptea trebuie pocăință, căci ea trebuie din belșug și ziua și zi și noapte, ci înseamnă că pocăința cea duhovnicească se poate face mai bine și mai potrivit în liniștea nopții decât în zgomotul zilei. În liniștea nopții noi ne vedem mult mai limpede și păcatele noastre și marea milostivire a lui Dumnezeu. Oare nu ne amintește mai bine noaptea de moarte decât ziua? Oare nu vedem ce bine aseamănă patul odihnei noastre de noapte cu un coșciug? O, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești drept și minunat într-o lucrurile tale, fără ajutorul tău cu adevărat nu ne vom putea pocăi nicicând. Ajută-ne nouă, bunule Doamne, ca să vedem ranele păcatelor noastre și să simțim duhoarea lor cea grea și să ne plângem pe noi înșine cu amar, mai înainte de a o face rudenile noastre deasupra trupului nostru dat morții și putrejunii și dus la groapă, și mai înainte de a o face sfinții îngeri deasupra stârvului sufletului nostru celui lepădat la iad. O, ajută-ne nouă și ne mântuiește pe noi, Stăpâne Doamne, căci noi numai Ție ne închinăm și pe Tine te slăvim și Ție îți mulțumim în veci. Amin.